Cristina Ichi a trecut prin clipe grele la maternitate. A făcut o criză depresivă după ce a născut. Pe data de 25 octombrie, Cristina Ichi a devenit mămica. Tânăra s-a confruntat cu un episod de depresie postnatală și nu a fost deloc bine din punct de vedere psihic, așa cum a recunoscut și ea, zilele trecute, pe pagina ei de Instagram. Mai mult, Cristina Ichi ar fi făcut o criză care i-a determinat pe medici să nu-i aducă bebelușul în salon, așa cum se face de obicei, relatează CanCan. Din fericire, totul a durat doar o zi. Frumoasa moldoveancă a început să se simtă mai bine chiar în ziua următoare și a putut să petreacă timp cu Alexandru Noa, fiul ei și al lui Alex Pițurcă. Primele declarații făcute de Cristina Ichi. Cristina Ichi nu a dat foarte multe detalii legate de perioada traumatizantă prin care a trecut și este fericită că bebelușul pe care tocmai l-a adus pe lume este sănătos. Nu vreau să influențez. Ce mi-am imaginat cu ce a fost e diferent să cer pământ. Alăptez, asta da. Dar despre ce s-a întâmplat în spital nu vorbesc. Eu vă pot influența și cu asta nu e de joacă. Eu nu vreau să am pe conștiință. Vreau să mă înțelegeți. A fost foarte greu, dificil, m-am speriat. Decizia asta vă aparține. E important că am născut, că fiul meu e sănătos. Nu sunt nici prima, nici ultima. Gata, am născut, burta nu mai e. Experiența mea nu a fost una fericită. Când am intrat în travaliu m-am machiat, m-am dichisit. Mi-am cerut iertare de la maică mea, mamă, iartă-mă dacă te-am supărat vreodată, acum știu ce înseamnă virgulă, a dezvăluit Cristina Ichi. Cristina Ichi a slăbit 10 kg după naștere. Pot să vă zic că, după ce naști, nu rămâi cu burtă mai deloc. Și mi se văd și primele pătrățele. Nu știu cum, cred că am dat jos, de la spital până aici, 10 kg. Sunt bine. Bebelușul ăsta este exact cum mi l-am dorit eu. Mănâncă, doarme, se joacă puțin, doarme. Da, asta sunt eu, cu sunicât casa poporului. Am multe să vă povestesc. Sunt draguță, sunt simpatică, m-am schimbat, am rămas la fel, virgulă a mai dezvăluit Cristina Ichi.